Nu mai cred. Mama, uite. Uite aici unde e tână. Uite aici jos, nici nu se vede nimic. Da. Dar aici un pic se colorează așa foarte frumos, să nu depășești linia. Cât de frumos pot eu. Da. Și aici trebuie să le faci pereche. Uite. Aici le-ai găsit pe toate? Uite. Așa. Super. Și aici trebuie să le faci, să faci perechea rândul de sus, sunt perechezi cu rândul de jos. Au, asta cu păpușa asta. Să le fac așa? Da. Să le tac linie? Da. Unde acum? Nu se vede linie. Unde? Ia să vedem tu unde ai ajuns. Deci, trebuie să vezi nenea ăsta, să vezi unde are umbra. Vezi că o mână o are ridicată și o mână o are ascunsă la spate. Uite așa. Da, mână. Și atunci unde nu se vede a doua mânuță? Aici avem o mână și o mână, se vede, da? Aici avem o mână ridicată și o mână lăsată jos. Aici avem o mână ridicată și a doua mână nu o vedem. Așa. Și acum să vedem aici. Poza aia. Cala. Păi hai să ne gândim, nu trage încă. Trebuie să vezi ce aici are o mână ridicată și ține ceva în cealaltă mână. Unde ține ceva în cealaltă mână? Bravo. Și care a mai rămas? Nu, mă. Ai spus că trebuie aici. Ai dat. Ce? Uite, asta deja Toslina trebuia să tacă la asta. Da, n-a fost atent. Hai să vedem. Uite, aici are o mână ridicată și mâna cealaltă e așa, jos. Nu e ascunsă să... Aici, da. Mama, eu am terminat aici. Uite, la umbra asta l-ai tras și pe ăsta și pe ăsta. Sunt două trase. Mama, trebuie să... Și uite, aici are mâna ridicată și are mânuța așa, lângă corp. Cu care seamănă? Cu aia, bravo. Nu te pot. Super. Așa, hai. Și acum aici trebuie să colorezi, să continui. Mama, la mine ce trebuie să fac, mamele? Uite! Păi tu mai întâi termini aici de colorat toate frumos. Ți-a căzut cartea? Poftim. Hai, colorează acolo. Poți n-ai avut eu. Poți n-ai avut eu. Ce vărnuță? Tai foc, de uite, banane și cucupioane. Dar pentru ce le tai? Fac ce steci. Ce steci? Și pentru tati. Și pentru tati. M-am mergea cu mama și cu Daniel, facem mâncare și te aștepți. Păi nu e mâncărică, gata. Da. Și Daniel? Fac toteci. Toteci. Da. Te descurci? Mi se face descurte că i-am învățat, așa-i tata? Da. Uite. Daniel vedea că nu e cuțitul. Dar și Daniel poate. Ca în groasea lui. Mama! Felix? Ce? Acum hai mai stai dai la desen. Nu ales la desen, am să o faci de. Bună. Bună. Ce mai faci? Dorm în picioare. Stă pe stă. Nu sunt pe stă, dar nu sunt. Ce vreau să fac? Să o banană. Un final. Cu papa. Asta e produsul final, nu, Melissa? Cu papa. Bun, ce ciuci. Ce e cealaltă, Daniel? Cu papa. E bun? Acum pe față, nu? Și e bună. Felix n-a fost convins de terci și a trecut la pufuleții mei. Și trebuie să-i ștergem și năsucul la băiat. Hai băgă năsucul. Așa.
acum pufuleți. Și mami ce face aici bun? Mami face păinică de casă. Ia să vedem ce. Și rețeta, nu? Rețeta... Știi că o să fie întrebată. Rețeta o să apară cândva pe canalul de gătit, nu știu când. Da, o să apară, că e foarte faină rețeta asta de pâine. Nu, adică cel puțin o ne place foarte mult. Și... O să apară, da. Cum zicea un nene, abonați canalul. Nu abonați-vă la canal, abonați canalul. Abonați canalul de gătit. O să vedeți acolo rețeta de pâinică. Du-te și așează-te la masă. La masă. La masă. Daniel, mă supăr și ți-au priușa. Dai, nu vreau medo. Te lasă priușa la masă și du-te și ia ce vrei tu. Și după aia vii și papi. Și mătăluță? Cred că trebuie să-i luăm iaurtul. Deci așa trebuie să mănânci iaurt după ce ai făcut băiță, da? Cred că trebuie să-l luăm și să-l spălăm și să-l schimbăm. Să-l spălăm? Pe mâini și pe față. Să le-am iar așa, băi. Mă ajut să-l luăm pe Felix, te rog? Mi se mai pia. Dar aici e una mușcată. Ia una care nu e mușcată. Deși nu cred că e mușcată niciuna. Cum îl luăm așa? Cu tot cu scaun și punem dușul pe el. Asta e cea mai bună iaurt care le-ai avut. După încercarea de ieri, mai facem încă o dată încheierea împreună să vedem dacă ne se vine părul meu sau că am ciufulit. Părul meu sau că am rărit. E cred problemele. Da, cu ce-l doare. Mine, meu. Tura asta nu l-am mai îndreptat. Chestia e că părul meu, dacă nu-l îndrept, dacă nu-i fac nimic, începe și să se ondulează așa pe dedesubt. Și nu era așa. Meu era fin și drept și așa. Și acum am o grămadă de... Dar nu contează. Tu nu ai părul creț. Da, am băgat copilașii la somn. De data asta Daniel a vrut să doarmă cu Florin. Toane, atâtea toane au copii ăștia câteodată așa. Cu vocea. Nu, nu, du-te cum te... Da, du-te la Melissa, du-te la Melissa. Da, și am stat și cu Melissa, am ascultat acolo împreună povești. Eu, și acum așa aș mai sta, dar parcă mi-e somn. Da, așa îmi place când e liniște, așa aș vrea să profit mai mult de timpul ăsta, dar cred că trebuie să profităm și să dormim. E 12-20 imediat. Și 100% lui Felix să ies caninii pentru că bălește foarte tare.
foarte tare. Mușcă. Deci vine și mă mușcă. E mărit, deci nimic nu-i convine. Și dacă îi dăm așa ceva, o jucărie sau un lucru așa nou, e entuziasmat 2-3 minute și după aia iar e mărit, iar nu-i convine și orice am face. Asta așa când îl apucă durerile, nu mereu. Da, când îl apucă durerile, numai că mai spre seară mereu are dureri. Și așa, nu intri în grație cu nimic. Și la mâncare așa mai simandicos. Sigur o să iasă dinții. Și-a luat un paracetamol acum. Da, un supozitor, că nu putea să doarmă altfel. Și atunci, na, să nu se mai chine să se odihnească și el. Să ne odihnim și noi. Că după aia avem așa pentru weekend să vedem ce facem. Astăzi am fi vrut să ieșim, dar a început să plouă și să bată vântul. Deci s-au anulat planurile noastre. Să vedem mâine dacă o să fie mai plăcutor. Cu mâine trebuie să ieșim un pic. Vedem. Dar nu mai lungim acum acest filmuleț. O deranjăm pe Lili. O deranjăm pe Lili, da. Eu mâine cred că tund pe Lili. Că e deja foarte blănoasă și e deja și murdară. Și nici ea nu se simte bine în blana ei. Nici ea nu se simte bine în blana ei, dar nu știu, când i-am dat lui Felix, de fapt la toți copiii le-am prăjit ouă și le-am pus ketchup. Și le-am pus puțin ketchup. Felix n-a mâncat, numai s-a jucat acolo și tot dădea pe jos. Și Lilia a venit să mănânce și el dădea în continuare și i-a dat pe ea și s-a umplut de ketchup. Are așa o dungă la ceapă cu ketchup și... Da. Avem hot dog cu ketchup. Hot dog cu ketchup. Și acum, oricum, n-are rost să mai spălăm, că e prea blănoasă, o tundem și o spălăm după aia. Și atât am tot amânat, dar cred că mâine e ziua ce mare. Da, bine. Poate o să și filmez. Vreți să filmez? Comentați dacă vreți să filmez cum o tund pe Lili, să văd ce improvizăm și să pun acolo așa și să îi dăm viteză. Că de multe ori am primit întrebări cum o tund pe Lili. O tund destul de ușor. Adică nu am avut probleme. Bine, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pupăm. Și? Vă așteptăm. Să ne vedem sănătoși, sănătoși în filmulețul următor. Stai că asta de mult n-am mai zis-o. Iar mai dă peste. De obicei, adică în ultimul de am vă pupăm și vă așteptăm cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa! Pa.